Ioi, domnul polițist, domnul polițist. Stai, te loc. Dar ce-am făcut că era pe ploaie, domnule? Din cauza vremii, domnule. Îmi pare rău. Ați văzut, domnule, că am trimis și la televizor să aveți grijă. Am văzut, domnule, dar din cauza ploii, domnule. Pai. Stați pe loc, a venit direct de contrasens să mine, domnule. Stați. Păi, dar uitați și apă e pe stradă, domnule. Da, nu face primăria nimic. Păi n-avem, domnule, ce să facem. Stai să dau un anunț că este accident în zonă. Părăsiți, domnul, zona cercul. Doamne. Uite cum a derapat. Uite, s-a lovit. Uite, s-a lovit. A derapat. Să dau un anunț. Două secunde, să dau un anunț și discutăm. Domnul cu Lamborghini, parați mai în față dacă doriți sau părăsiți zona, mă rog. Haide, domnilor, vă rog. E tracțiune spate, domnule, și alunecă BMW-ul ăsta. Eu, uitați ce... Eu, aia seamănă cu mine, e țiganca mea. Aolo. Domnul polițist. N-am arme pe serverul ăsta. Ce s-a întâmplat? La domnul ăsta. Stați pe loc, stați pe loc. Parcați mașina și coborâți. Parcați mașina și coborâți. Ce s-a întâmplat, colegule? Domnul a făcut accident din cauza ploii. Dar nu este accident, domnule, este tamponare, nu accident, tamponare. Te descurci, colegul, sau ai nevoie de ajutor? Domnule, cu părul roșu, știți, rugați pe care te-ai. Bun, veniți puțin, domnul roșu. Veniți la mine. Să facem o constatare. Să vedem pagubele. Da, nu, cred că deci dumneavoastră chiar așa fiind rău. Implicat, văd că n-aveți la dumneavoastră. Mie mi-ați îndoit portiera spate. Da, și domnule, plătesc amenda, domnule, ce aici să fac, asta e. Dacă toată lumea la spate mi-ați îndoit-o. Nu trebuie, domnule, să plătiți amenda acum, da? E, ce sau să fac, cel mai bine asta să... spate. Cel mai ce bine ar fi să vă amendez. Păi da, domnule, vă dau banii ca să să reparați. Două secunde, ce a spus? Îmi recomanda să-mi cumpăr un Audi R8. N-au zis și pe ăla. Nu știu sigur neapărat, să zic, n-am testat. Nu, domne, pot să afară plouă de rupe și pe dumneavoastră vă interesează de mașină. E bine, așa, pot să înțeles. Uite, a rămas blocat în aia. What? Ați încălcat legea. Îmi dau seama că a fost din greșeală, dar trebuie să plătiți daunele pentru mașină. Da, domnule, cât trebuie să e vă dau? E vremea asta foarte urâtă, domnule. Plouă. Cât trebuie, domnule? Pulgeră. Cât costă amenda? Rămâneți puțin pe loc să vă dau amenda. 1000 de dolari. Stați un pic, ca să-i cer la nevastă mea. Bă, femeie, ai bani la tine. Dați-mi un buletin. Ai bani la tine, nebuno. Că trebuie să ne ia cu nea ăsta banii, că... Am luat mașina asta de pe Ungaria și tot am lovit cu ea. Asta e al lui Nelson Mondialul mașina, dacă o știți. Uite ce scrie, KGB la număr. Sunteți sigur că nu-i furată? Nu, domnul, eu sunt Nicușor de la Brăila, Morena, Sicuța, WC-ul plin cu căcat, accident, da, tamponare. Dați-mi un buletin să văd ce Nicușor sunteți, da? Dați-mi un buletin. Stai să văd cum mă cheamă. Îl aveți la dumneavoastră. Da, sigur, domnule. Am numele de scenă, e numele că eu sunt din străinătate. Smith Lawrence, sunteți din America, domne? Da, da, mama m-a adus în România când era mic. Sicuța, Morena, WC-ul plin cu căca, mâzgă, coptură galbenă. Da, știu ce ziceți. Aveți afacere, domne, YouTube, vă ocupați cu... Da, fac YouTube. Cu YouTube, domne? Da. Mă știe domne, tot YouTube-ul. Pe toți. Pe toți, am înțeles, mi-ați dat un răspuns fenomenal. Bine, domne, o să vă sancționez imediat. Aolo. Vă permiteți? Acum aveți banii sau Da, pușcărie? sigur, nu, domnule? Bine, domne. Dar nu vreți pe doamna. Nu vreți pe doamna. Eu zic mai bine să se dea cu amende și pe dumne ei. Nu, dacă o vreți în locul banilor. Parat așa. O vreți în locul banilor? Nu merită, domne, am nevastă. Ioi, să nu vă lovească, gata, mamă, ce a derapat. Ioi, domnule, acum... Păi vedeți, domnule, vremea foarte gravă.
Foarte, foarte urâtă. Cum să mai fac dau un anunț, să nu mai derapez? Mai dați un anunț, domnule, că nu mai scăpăm mai de... Mai dau acum. Nu mai scăpăm de ploaia asta, Doamne ferește. Stai să chem un mecanic, că plouă de rupe. Gata, ne-am plătit, am dat eu acum un anunț. Domne, mașina vă recomand să o duceți la un servis. Da, am sunat să vină un service. Mecanic, domnule, că mi-e și frică să o mai conduc. Dar ce ați pățit? Ce ați pățit? Ce ați pățit, domnul? Că, l-a fulgerat? Domnul, sunteți bine? Să chem un doctor pentru dumneavoastră? Eu îi sunt fleșcă. 93 pe live. Dar n-a apăsat nimeni butonul ăla de subscribe să ne cânte și nouă melodie. Ia uite-l și pe ăsta. Domnule, ușor, domnule. A chemat cineva mecanic. Eu aici, aici. BMW-ul ăsta, dacă puteți să vedeți ce se întâmplă cu el. Și să-l trage și să-l trage și pe margine, vă rog. Nevastă 4-4. Nevastă 4-4. Ați văzut ce nevastă am, domnule? E 4-4. Da. Îmi e frică să merg cu viteză cu ea, care are niște airbag-uri. Trageți-o pe trotuar, vă rog frumos, așa, domnule, ușor, ușor. Eu cât e... Domnul, ați dat-o în copac, domnul? Ați dat-o în copac, domnule? Asta e mașina lui Nelson Mondialul, domnul. Și KGB-ul, știți? Dar pe mine mă știți cine sunt? Eu sunt Nicușor de la Brăila, domnule. Sicuța Morena. Vezi, eu plic un căcat, coptură galbenă. Măi! Da, domnule. 5K face. Eu am fost primul. Cum 5K, domnule? Mă luați de prost? Eu sunt din piață, băi. La mine se negociază. Eu am crescut în piață. Eu mai mult de 500 de dolari nu pot să-ți dau pentru că mi-ai reparat mașina. Păi cum 5K? Îmi spuneți dumneavoastră, prima dată trebuia să-mi spuneți prețul. Eu mai mult de 500 nu pot să vă dau, domnule. Și asta vă dau că mi-aș cerut mult, adică eu dădeam maxim 200. Că e... Pentru ora e 50 de dolari, domnule. Dumneavoastră nici n-a stat aici mult. 500 vă dau. Păi, polițist, vreau să faceți plata, domnule. 500, domnule. Hai. Nu, 5.000 am zis. A venit domnul. A venit cât de repede am putut, m-a călcat colegul mai devreme. Domnul polițist, domnul abuzează, domnule polițist. Mi-a reparat mașina și îmi cere 5.000, nu mi-a spus dinainte că costă atât. Eu mai mult de 500 nu pot să-i dau. Că n-am avut cine știe ce e. Depinde. Abia era un pic zgâriat în față, atât. Depinde. Ia spune. Doamne, vă dau eu 5.000 de dolari, dar lăsați-l pe domnul sub pace. Stați că se rezolvă, dar mai întâi aș vrea să-i spun ceva domnului Roșu. Plătesc eu, nu-i problemă, dar eu ți-am recomandat, domne, să te duci mai întâi la un service, că n-aveai daune grave. Aveai puțin un... Păi da, dar mi-era frică să conduc cu ea, domnule, că nu mai mergeau poate frânele, eu știu. Te înțeleg, domne, pe dacă tu folosești M5... Da, am nevastă 4-4, uitați-o în spatele dumneavoastră. 97, dar e mașina lui Nelson Mondialul, nu e a mea? E KGB-ul. Da. Domnul mecanic, veniți să vă dau banii pentru domnul și puteți părăsiți o zonă. Eu am nevastă 4-4. Hai, domnule, să mergem, domnul avocat. Aveți nevoie de un șofer? Haideți, conduceți dumneavoastră, stați să mă dau jos. Eu sunt șofer. Și așa n-am permis. Domnul cu BMW, aveți grijă cum circulați? Da, ușor, ușor circulăm. Aolo. Bă.
Ia uite ce m-am speriat. Unde mergem? Am iese frizura prin mașină. Am nevastă, patru. Ia dați-vă jos un pic, nevastă. De ce vreți să mă lăsați aici? Gata, suiți-vă. Suiți-vă sus, doamnă. Și domne. Am vrut să vă arăt cum stă mașina pe cauciucuri și cum stă pe geantă acum. E pe geantă, dați blană. Nu circulăm, că e roșu, domnule, noi suntem... Cum să dăm blană? Ioi, dar ce bine e în mașină cald. Ioi. Stai și dumneavoastră în spatele liniei, dați puțin în spate. Unde vreți dumneavoastră? Plimbați-mă.